Parfioare pentru mâncare și farfurie pentru apă. Pentru apă trebuie să fie mai mare pentru că e mai mult apă. Mămica noastră a ieșit să ia niște ronțăieli pentru că drumul nostru va fi lung. Va fi de aproximativ o oră. Hai, mami, hai, trebuie. Asta e mămica. Asta e mămica. Ia, uitați-vă. Asta e frumoasa noastră. Ia, uitați-vă, e frumoasă. Mănâncă! Ce ai făcut? Asta prima treabă. La noi în casă. Gata. Salutare, prieteni! Astăzi avem o zi minunată, fain! Și suntem foarte fericiți. Știți de ce? Fiindcă, mămica? Fiindcă mergem să ne înmulțim familia. Să avem un membru nou în familia noastră. Mai exact, un cățeluș. Da! Suntem foarte entuziasmați, prima noastră experiență, avem cățel la casă, dar suntem foarte, foarte bucuroși și nerăbdători, mai repede să-l luăm în brațe. Deci am ales cățelul, este de rasă pe care noi ne dorim de foarte mult timp, samoied, crește mare, alb, pufos, ca un fulgușor, drăgălaș, drăgălaș și o să fie a noastră. O să am ales o fetiță. Încă n-am văzut-o, doar pe poze, așa că mergem să o vedem și să o luăm acasă. Nu avem nici nume pregătit, o să vă rugăm pe voi să faceți acest lucru, dar mai târziu când o să o vedeți, ca să puteți alege un nume pentru el, pentru că noi avem, dar nu prea. Eu am ales, de exemplu, o Leila, care nu sunt convinsă. Știi, dar ce tu vrei? Ce nume? Eu vreau sau Elza sau Milka, dar eu vreau Pufi. Pufi, dar eu vreau Cicea. Cicea. Nu știu, cam sună strani, avem nevoie de ajutorul vostru pentru că alte nume nu ne vin în cap. Important să fie din două silabe, să fie un nume foarte, foarte scurt și să se combine cu ea, adică să te duci la ea și numele să se potrivească cu ea, da? Da. Înainte de a o lua acasă, mergem să facem cumpărături pentru ea, să luăm pătuc, să luăm mâncare, farfurie, jucării. Lucruri de prima necesitate. Așa este. De foarte, foarte bucuros! Cine de întrebări are deja un animal de companie? Scriți în comentarii ce fel de animal și cum îl cheamă. Poate cineva are hamster, papagal, nu știu, scriți în comentarii. După cum cunoașteți, Jasmina are o fobie de câini. Și noi ne-am gândit să-i luăm un cățeluș micuț, poate astfel își va învinge frica și ea vrea foarte mult. Deci așa am zis, Jasmina, dacă tu vrea tare cățel, atunci trebuie să-l iei în brațe și să-l ții în brațe tu în mașină. Că dacă tu ai să temi de el de la început acum de micuț, atunci nu-l luăm. Bine, eu cred că n-a să mă tem, pentru că el e așa micuț și drăguț. M-am uitat la poză și vrei să-l iei și să-l mâncă. După părerea noastră, lucrurile de prima necesitate sunt pătucul unde să doarmă el, plăpumioare unde să facă pipi și caca, jucărie, farfurii pentru mâncare, pentru apă, mâncarea, zgardă și cu cureluș sau lesă care să punem la plimbare, foarfică pentru unghi, da. Cam asta parcă, nu? Da! Dacă voi cunoașteți de ce noi mai avem nevoie sau cățelușul nostru, atunci scrieți-ne în comentarii. Noi nu avem practică și de ce sfaturile voastre vor fi foarte utile pentru noi. Primul lucru care vrem să luăm este pătucul. Care vă place mai mult? Acesta sau acesta? Eu cred că acest cafeniu pentru că e puțin mai mare. Farfurioare pentru mâncare și farfurie pentru apă. Pentru apă trebuie să fie mai mare pentru că e mai mult apă. Mai să acum e cald afară, o să bei multă apă, așa că luăm piese din metal, cât că ușor se spală, așa, mai mai informat și eu puțin pe câini. Până când cățelușa noastră se va învăța să-și facă treburile afară, noi luăm 10 păturile de acestea absorbante. Deci, am uitat la mașină, farfuriile le-ați văzut, pătucul și plăpumioare le-ați văzut, ce-am mai cumpărat noi? Aici zgardă, da? Pentru că el este foarte, foarte micuț, dar nu trebuie nouă de ce care e. Așa am luat de asta, roz, pentru că e fetiță. Mai departe. Farfică pentru unghii. Sper că o să stea să putem tăia unghiile, să nu zgârie. Asta se agață de geantă și aici sunt pachetele pentru când ești afară la plimbare, când el acolo face ceva, să iei și să arunci. Scoți pachetelul și braci pe mânuță, iai frumos și el tot arunci. Și asta de rezervă. Avem grijă totul să fie curățel. Acum jucării.
așa o mingiuță în care pui mâncare și el așa se scoate cu tineții. Ai micuță, micuță, cele mai micuțe jucările a luat, pentru că noi ne uitam, ne fugeau ochii la diferite, dar tot erau mari și a spus că el e prea mic pentru așa jucărie, mai târziu să-l luăm. Da, te o dat ruscă. Care face și sunt. Și un os așa, care osul roadă. Vedeți că avem foarte mult roz. Ok, ne-a rămas să mai luăm o sticluță cu apă, să-i lăsăm în drum. Și după ce luăm cățelul, să mai luăm încă mâncare pentru el, pentru că noi nu știm ce mănâncă el și trebuie să aflăm de la stăpân, după ce să cumpărăm și mâncare, da? Da. Mămica noastră a ieșit să ia niște ronță el, pentru că drumul nostru va fi lung, va fi de aproximativ o oră. Da. Băi, mai găs acolo la vitrină, nu-i nimic, doar croissant cu ciocolată și croissant clasic. Restul nu-i nimic, tot s-a vândut. Ai, ai, ai. Mâncăm altceva? Da? Hai să căutăm altceva, da? Am venit! Luați loc! Asta vă... adică mânică... Deci am găsit ceva gustos, parcă arată bine. Ne-a recomandat cineva aici o patiserie. I-am chiful cu mac, arată foarte bine. Crem vârșcă în alte, verbinte, încă de digule. Și se vede la câte un suc micuț și noi avem câte un cape, da? Alt suc mai mare puțin. Okay. Poftă mare! Haideți să mâncăm și plecăm. O să facem miros la mâncare. Câinele o să stați să arisăm. E rai aici, parcă. Câinele o să fie, da, parcă mare. Cum așa trebuie de lăsat pentru câinele? Apropo, noi acolo avem și loc pentru el. În mijloc acolo, da? Voi să liberați acolo și o să fie locul pentru el acolo, da? Da. Asta o să fie. După aceea, eu am văzut pe Zoom, site-ul care chinez, am văzut foarte, foarte multe chestii pentru căței. E obișnuite, inclusiv centură care e în mașină, să poți pune, să lagăță în mașină, ca el să nu umbli în colombaci pentru câine, da. Foarte lucruri, noi să comandăm, ne împărat și să portăm și vouă. Ok, haideți să mergi după cățea, că nu mai avem răbdare! Hai, mami, hai, copilășe! Asta e mămică! Asta e mămică! Ia uitați-vă! Asta e mama! Asta e mama! Ea vrea să-i apere, da? Nu-ți bani nimic, mami! Nu-ți bani nimic! Nu-ți bani nimic! Ea-și apere puiuși! Hai, fetelor, îndrăziți! Hai, Jasmine! Care e fetița? Am o știință de translic, e un băiat și afară. Mica nu vrea să te iei! Ursuleți albi! Asta e frumoasa noastră! Ia uitați-o, e timpoasă! Iubita! Da, da, e fetița, fetița, fetița! E fetița! Nu, 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 ia dai de asta! Salut! Aici e băiețelul! Da, jos mine este. De câine mare, dar nu e cu ce. Da, eu înțeleg. Vino cu altceva, mi se îmbrață. Așteat, acuși, dar are rabde, dar are rabde. Bă, te ține bine, să nu eu am spus că pe Melissa. Ia, iată. Hei, e Vesna. E Vesna. Na. Lasă-le ca să vină singur ea, lasă-le. Vreau că ești oameni. Acum și-o luăm mașina și îl veți. Da, sigur, tu e tu. Păticule, ce întrebări mai avem? Cu mâncare ne-am avorit? Pașaport, va, la 1 septembrie, dar s-o trișează să-i pui prima vaccină. Aha. Pașaport, nu știi. Ce mami, e ca bebelușa? Asta e noastră. Încă noi am găsit nume, dar vreau să găsim un nume. Scopa, mergi la noi, în familia noastră. Asta e fetița sau... Da, asta e fetița. O să fim patru fetițe deja în familia noastră. Patru fetițe, da? Hai, lasă să mai joace cu frățiorul, ei, mămica, ei, că și-o luăm, ei, nu așa. Așa, îl ții jos. Bine, noi te lăsăm aici și îndușim să-l vedem pe tăticu. Că tu stai aici cu cățelușul, bă? Cățelușa. Hai. Hai, hai, hai. Mergem să-l vedem și pe tăticul cățelușii noastre, ca să-l vadă și ea ca ultima dată. Și după aceea mergem acasă.
Жасмі, кум, îți place? Ai, ce drăguț! Numai că eu l-am picuit speriat. Ea e speriat un pic. Da, pentru că normal, prima dată este, se va acomoda, se va adapta. Eu mă gândeam că e, nu știu, mă gândeam blana să fie, nu știu, așa de lung și nu mai fi așa de pe față, dar e parcă un oraș mic. Cățelușa noastră fără nume, vă rog foarte mult să puneți voi nume, să scrieți un nume în comentarii, noi să alegem. O să fac astăzi a doua e băiță, a făcut o băiță când s-a născut. Și acum prima e băiță deja conștient o să fie. Pentru că a stat până acum doar afară în curte și este murdărică. Așa că ne-au recomandat să-i facem o băiță. Și următoarea băiță o să fie deja înainte de anul nou. Da, tăticule? Wow, da. Știi, și a fost foarte interesant. Mi-a spus că a fost și lui interesant. S-a dus și s-a băgat în glod, în noroi, în mâl, da? Da, da. Și peste 5 ore s-a făcut iarăși alb. Pentru că așa este blana lor. Se curăță singurică, are o soluție în blană, în piele, în blană, care se curăță singură. Asta e foarte fain, așa? Ia uitați-vă ce face cățelul aici. Ce drăguț! Uite cum se urcă! Iată și tati! Și spuneam că în pădure, nu spate, gata, nu știu, căpușa încurățită, iar ieșeții. Ei, frumoșilor! Ei, se joacă, adunci, așa? Baron, iar dată idee! Baron! Ia ta, Baron, al cunoaște ăsta. Tata încă nu l-a văzut. Nu, e cam o prima dată. Serios? Da, da, prima și ultima dată. I-am zis, nu-i nici straș, e ghinea muiană ca piei să nu intră, nu se deprindă, știi? Aha. Și ca e așa. Da, pe urmă nu e greu. Scumpilor, scumpă, salut! Tata cu fetița. O miroase. Așa comunică ei. Ce drăguț. Cățelușa noastră doarme. Ei, salut. Eu sunt deja în casa mea nouă. Îmi place aici. Da. Și în sfârșit îl țin și eu în brațe, pentru că încă nu am ținut-o. Wow. O punem jos să se acomodeze. Să vedem ce o face. Ei! Miroase, tot o studiază. Da. E bine, miroase. Miroase, miroase. Noi miroase. Noi lucruri. Wow! Să scrie conțărul tău. Uite, poate te înțeles. Conțul tău scumpă. Ia, vezi? Dorme, ce prile. Aici când îi faci pipi. Aici mâncare și apă. Hai, vină, scumpă. Hai, vină cu așa de ceasă, pe poasă. Vezi? Hai, uite. Așa. Ia să iau să mănâncem. Ia privește, ia de aici. Apă și mâncare. Așa. Ia faci cunoștință. Mănâncă! Știi, noi oamenii câteodată din stres ne apucăm la să mâncăm, știi? Probabil și când tot așa din stres. Să cotiți, pentru Iacova e un stres. Noi suntem oameni noi, pe care ea prima dată îi vede. Am luat-o într-o mașină, o ducem undeva. Am despărțit de mămica, de frățiorul ei, de tăticul ei. Nu sunt într-o casă nouă. Ea este pierdută, nu înțelege ce se întâmplă. Deci trebuie să acordăm multă dragoste, multă atenție, gingășie. Să mai lăsăm loc și de spațiu ca să se acomodeze. O lăsăm 10 minute să se acomodeze și apoi mergem să facem băiță, fiindcă este murdară. Ce-ai făcut? Asta, prima treabă. La noi în casă. Gata. Hai, să luăm. Iată, aici trebuie să-i punem acum o păcumioară. Vine încă aici. Ei, mă, bravo, tu ești scumpă. Prima, încă e păcumioară.
să mergem să facem boiță, să fim curățică, curățică, curățică. Da, scumpa. Cum te cheamă pe tine? Așa nu sunt obișnuită să nu-i spun pe nume. Vă rugăm foarte, foarte mult, dați-i un nume păpușelii noastre. Dați-i un nume foarte scurt, foarte răsunător și să-i se potrivească. Haideți, hai la baie. Aici sunt scările. Când ai să te urci, o să cobori, să fii foarte atentă, să nu te lovești. Ne-am înțeles. Aici este camera părinților. Noi îți permitem să trăiem. Și acolo camera fetelor și aici îți permitem. Este liberă că ești membru în casa noastră. Haideți să mergem să vedem cum o să reacționeze. Nu, acolo ce nu e. Dacă se va scutura, să nu... Trebuie mai întâi să-i pun puțin apă, să se deprindă, să înțeleagă ce înseamnă apă. După ce vedem cum reacționează, sperăm ca să reacționeze bine și o să putem spăla. Noi te iubim, puișor. Totul e bine. Văd că deja nu stai stresată. Ia, puișor. Da, scumpa. Ia, vine. Se încheie? Da, scumpa. Adică și am impresia că eu o aud și nu se mai ude. Da? Nu se aud, dar nu se banare. O, ia, mă așteptam să fac și mie o baie. Tu ești cea mai drăguță. Așa. Și codița. Tot, da. Bombonica noastră arată cum altfel. Băbăiță. A început puțin să se streseze, să leacă scos plângă. Miroase mai întâi, dar să vadă dacă frumos miroase. O, se scută. Ia, va intra acolo sau nu? Ia luați și puneți acolo, să vedem. Vă vedeți că la cap are o puțin cafeniu, roz așa. Da. Haide, uite, mi-e o tata preferată. Uite. Noi avem o micuță problemă. I-am găsit că tutușii noastre purici. Am stat un veterinar și ne-a recomandat deja tratament. Mâine adică o să meargă să zice să-l ia, să-i explice cum să-l folosim. Și a zis că în așa caz nu se permite să ieșim la plimbare. Ne-am vrut să ducem la plimbare pe ea. Și mai ales că nu are prima vaccină. În așa septembrie că... facem vaccină. Trebuie să aibă cât? Ce vârstă? Peste 2 luni. Da, mai mare de 2 luni trebuie. Aha, și are o lună jumătate acum. Da. Da. Așa că stăm acasă și facem, hai să facem o suță cu curtea noastră. Oh, da. Hei. Scumpa, nu-i de teme. Nu vrei, frate. Mie îmi place aici la voi în căsuță. Nu vreau afară. Iată, eu vreau să stau, să vă joc. Eu vreau să mă vreau să joace cu tine, iubita. Mă, nu speriați. Ia să joacă cu voi. Nu da. Biscuiți nu sunt menucuri. Ei miroase biscuiți, da? Da, mai ales că e micuț. Mai pe urmă poate și eu vom da. Salut! Salut! Măi, ești frumușel după băiță. Frumușică, tătipule, e frumușică. Da, trebuie să mă deprind și eu. Eu sunt frumușică, dar nu am nume. Nu am nume. Sunt cățelușa fără nume. Referitor la purici, noi nu suntem speriați, nu o refuzăm, ne așteptam să aibă, pentru că ea locuia la țară, pe afară și normal să aibă. Dar o lecuim și va fi a noastră curățică sănătoasă. Uite, nu? Gata, păi și pragul. Uite, stai, uite.
Stai de nu nu ține. Jos, stai. Jos. Jos să pun. Da, poți să pui jos. Lasă, lasă. Lasă. Gata. Hai să vedem ce va face. Nu atingem, bine? Să vedem ce va face. Gata, le papa? Da. Wow, rapide. Acum cu rățușca. S-a pus cu cărnuț. Ce se zacă? Îi place capul lui. Eu mă roade foarte tare. Noi am decis să plecăm la o plimbare cu câinile. Ne-au interzis în parc, în locuri publice, dar lângă casă nimeni nu ne-a interzis, așa că plecăm lângă casă și îmbrăcăm prima dată zgarda, da? Cu rălușa. Așa, eu cred că e normal nostru stare, e bine. Da. Și agățăm aici, de ambele. De la ploaie aproape nici nu se observă. Da, da. Măi, ce drăgăla! Gata, haide, căză și merg pe mara prin poate. Uite, afară. Și acum scările, să vedem cum o să coboare. Hai. Ia, se va teme, iubita. Hai, să ia în brațe până jos, cum să o deprindem noi. Gata, 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 iubita. Noi cu aventuri. Gata, încoleac. Așa. Gata, scump. Haide mai departe. Haide să ducem de la bara asta, că e micuță și piciorul intră încolo. Așa, în brațe, puiu. Hai, azi să plimbăm în brațe, bine? Micuță. Ia uitați-vă noi, la noi ce este o bătălie pentru... Cine să ducă cățelul? Cine să o iască? Cine să o ia hrănească? Cine să o... Haide. Hai pe rând. Pe rând o ducem, bine? Bine, bine. Hai, hai, hai. Nu trage, mami. E la mine vrea zici. Cusu. E foarte greu că nu are nume să vorbești cu ea. Da. Noi nu avem idei, avem nevoie un mare, mare ajutor din partea voastră. Deci cât mai multe variante de nume în comentarii și noi să alegem unul dintre ele. Hai, Melissa o ține din strâns, poate de asta nu fugi. Dar dă-i drumul, Mido, cum a fără curălul și când ați fugit de parte. Olguța, ascult. Eliberează de aici, de aici. Scoate doar cărligiul ăsta. Scoate și o lăsăm fără, bine? Nu o să fugă. Mami, că de mai departe de noi n-ați fugă, ea nu poate fugi tare îndepărtă. Iată așa. Hai, lasă, ducă liberă să fie. Lasă, mami, lasă, lasă-i să vezi de plin. Cățelușa noastră este obosită și nu vrea acum la plimbare. Cred că astăzi a avut prea multe evenimente și a obosit. Așa că mergem acasă. Să ne pregătim de culcare. Da? Uite, cineva vrea deja să doarmă, da? Uite ce blăniță are ea. Băba, e parcă mai pufoas. Și mai curat. Nu, e nu. Hai, nu vrea. Haide-mă acasă. Mi-e să vrea să o iei în brațe. Dați like dacă vă place de mine. Paf, paf!